Ioi, că o dat bunul Dumnezeu și am ajuns și în București. Capitala noastră dragă, îi tare mândru aici. Eu am auzit că sunt locuri faine, că București e plin de istorii și sigur sunt și gusturi pe care musai să le încerc, că la mine Maramureș poate că nu le găsesc. Nu mă duc așa, mă duc și mă schimb și apoi vedem noi tot ce ne-am propus să mâncăm, că am auzit că aici, aproape de Piața Unirii, este un local tare fain. Hai să vedem! Ei, după cum v-am spus, m-am schimbat, pot să scoți moroșanul din Maramureș, dar nu pot să-i scoți portul din suflet. Așadar, împreună cu traista mea, cu clopul și cu cămeșa, merem să descoperim locuri, istorie și gusturi în București. Am cu mine un bun prieten, GPS îl cheamă, pentru că prin București e mai greu să mergi fără GPS și îmi arată că acum sunt la Piața Unirii și că în apropiere este un restaurant cu aer boieresc. Mergem să descoperim împreună restaurantul Jariștea. Hai cu mine! Am ajuns la Jariștea și mare mi-e bucuria să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Bună ziua, bun găsit, mulțumim că ne-ați poftit. Eu sunt Paul Ananie și am venit cu veselie la Jariștea. Bine ai venit într-un loc care are găseliță, într-un loc ce lumea îi zice locanta Jariștea și are parfum de epocă de altă dată. Ne bucurăm că ați adus aminte de epoca de altă dată, pentru că noi aici, la Locuri, Istorii și Gusturi, ne propunem să descoperim Bucureștiul așa cum e, cum a fost și cum va fi. Când mă uit la tine, la bluza ta, lucrată atât de tainic și uite ce, cum se numește? Am venit cu traista plină de la Maramureș. Dar ce culori, întotdeauna partea aceasta populară a avut niște culori care întotdeauna m-au vrăjit. Și Maramureșule, tu ești un urmaș a cneșilor maramureșeni? Da, sunt urmaș de la Dragoș, de la Bogdan. Am venit cu mare drag. De arme. Am venit cu mare drag la București. De cântec. Mă bucur că ești aici. Mă bucur mult, Paul. Ananie, ai și nume cu rezonanță. Poftim la masă. Doamne ajută, să ne așezăm. Așa cum vă spuneam, undeva nu departe de centrul Bucureștiului, la numărul 50 pe strada George Georgescu, am descoperit o altă față a capitalei. Un loc în care intri și oriunde te-ai uita, găsești un crâmpei de istorie sau de artă. Suntem așadar la Jariștea, locul unde în București se mănâncă boierește. Și cum eu sunt curios din fire, am să aflu mai multe chiar de la stăpâna locantei, jupâneasa Chera Calița. Ne bucurăm că ne-ați primit în casa dumneavoastră. Paul, ți-am zis de la intrare că m-ai vrăjit cu ochii tăi așa limpezi de sfânt chiar ai și bluza lucrată manual, ce broderie ai tu acolo, teașca ta și tot boiul. Arată un băiat atât de sincer și încrezător de viață, tinerețea ta este o lumină la această masă. Ne bucurăm, mă bucur că vă place cămeșa mea făcută din moș strămoș și moștenită de la maramureșenii mei dragi, însă noi astăzi vrem să descoperim povestea jupânesei Chera Calița, Ot Jariștea, că așa este prezentarea completă. Calița Ot Jariștea, adică știi tu mai bine fiul sau fica Jariștei, da. E un loc de aici din Mahalaua de Chiag, a vechii negustorim bucureștene. Mahalaua se chema Mahalaua tuturor sfinților, după icoana cu același nume, de la Mănăstirea Antim. Și uite, la lumina lumânărilor de spermanțet, seară de seară, de 30 de ani, ies pe scena vieții mele și spun istorii cu personajele celebre care au făurit această Românie mare, acest București. Cu toate poveștile acelor cucoane care au ajutat nu numai la școli pentru fete sărace, aziluri sau case de spital, case de învățământ. Întotdeauna se făceau chermese și
lumea bună adunea bani care se duceau exact acolo. Sau ctitorii de orfelinate se ocupau foarte mult. Sau pension pentru fetele sărace care le pregăteau viitoare soții și viitoare doamne ale unei case. Sunt foarte importante cocoanele, doamnele, domnițele. Pregătesc fiii pentru noua generație. Iar dumneavoastră deci, le reprezentați prin port, prin vorbă, prin grai. Poate că și Sfinții din Ceruri m-au ajutat și zic mai mult decât sigur, a toate ziditorul mai se uită spre mine că locul acesta are o putere tainică. Este pe uliță veche și de aici, de sub pământul acesta, întotdeauna se strecoară printre căpături acea putere tainică că doar se află între atâtea mănăstiri și atâtea biserici. Eu, venind de la Sighet, mă simt aici exact ca într-o casă boierească. Care este povestea Jariștei? Casa este chiar boierească și pe frontispiciul casei blazon au pus chiar onoratul public, care au venit aici seară de seară. Locul, sigur că are povestea lui, aici era un maidan cu oțetari. Oțetarii sunt pomii specifice acestui oraș, care eu îi spun capitala peninsulei balcanice. Și bucatele vin tot din această mare bucătărie balcanică. Numai când mă gândesc că dansul, cântul, portul, costumele naționale, obiceiurile sunt aproape toate la fel, numai mici diferențe poate ne despart. De aceea iubesc să zic că acest oraș București, care a fost cel mai original oraș din lume, dacă nu s-ar fi năruit stilurile de arhitectură de toate genurile, străzile, ori cu scară, ori în coborâș, în urcuș, toate foișoarele specifice acestui oraș, chiar și acele turnulețe, dau acestui oraș semnul clar că este un oraș balcanic. Și dacă iubești ceva pe pământul ăsta, cel mai mult este peninsula balcanică. Iar bucătăria, cuhnia, am spus că vine tot de acolo. Că noi suntem împreună cu toate acele cutume ale bucătăriei fanariote, slave. Sigur că și turcii au avut, eu îi stimez și pe ei, fiecare popor are felul lui de a fi, eu lui, și vine cu câte ceva. Avem și originalitatea noastră, că nu se poate fără de asta. Iar orașul București a adunat aici o lume. A fost și Bucureștiul albanez, a fost și Bucureștiul fanariot, a fost și Bucureștiul turcesc. Nu mai spun despre croați, care sunt toți sârbi. Sârbii care sunt alături de noi și toate aceste popoare balcanice, chiar și bulgarii care vin din Rusia, au și ei legături cu noi, sunt peste Dunăre. Doar Asan și Ioniță a fost în urmă cu cetatea lor legată de poporul român, care au fost împărați români. Iar astăzi Bucureștiul este un conglomerat dintre toate și este un loc în care toți sunt acceptați și se regăsesc. Putem să spunem așa, este capitala tuturor, a românilor, a albanezilor, a turcilor, pentru că toți au trecut și au pus amprenta peste cultura bucureșteană și iată, astăzi a reieșit un oraș balcanic. Balcanic, exact. Eu am zis întotdeauna că micul Paris nu a fost Bucureștiul și așa este. A fost Beirutul, micul Paris, Viena poate, dar Bucureștiul a fost balcanic sigur. După port, după absolut și cuhnie și după cultură și tot ce însemnează tradiție, istorie, cultură, că masa în sine, de fapt, dacă mergem, că este ea balcanică, este un act cultural. Când intri într-o cârciumă, că de asta ai venit tu aici, vrei să vezi felul de a fi a neamului, unde este cârciumea, în cazul de față, a neamului românesc. Cum mănâncă invitații, cum se poartă și ce cinează sau dejunează. Este tare important să-i vezi, atunci îți dai seama ce fel de simțăminte
ce sentimente nutresc, ce fel de oameni sunt. De la masă întotdeauna pleacă totul. Așadar, este spunem ce mănânci ca să spun cine ești. Și asta, dacă vrei. Acest loc are suflet de mai bine de un sfert de secol. Da, 30 de ani se împlinesc la anul. Într-o zi de 31 mai, anul 1991. Ce credeți că l-a făcut să dăinuie în fața modernității? Credința mea că amintirea, istoria, sunt o piatră peste care nu poți trece, o cruce a neamului românesc. Chiar și în politică, dacă nu cunoști istoria, cu 3.000-4.000 de ani, foarte bine să o stăpânești, nu poți să faci parte dintr-un guvern. Așa și la o cârciumă. Crezi că este ceva simplu o cârciumă? Nu. Este o simfonie, este o pictură, este o găselniță în care, cum este locul meu, când sunt invitați din străinătate și vor să le arate felul de a fi a românilor, îi aduc la Jariștea, pe lângă alte restaurante, desigur. Ați pomenit de picturi. Da. De când am intrat, am văzut o bogăție de artă și de bun gust. Spuneți-ne mai multe despre ce putem regăsi aici, în cadrul locantei Jariștea. Am un berar din Germania, am un evreu cu un pahar de vin în față. Pictura este și ea o istorie. Am dansurile ungurești. Bogdan Catu, un peisaj de iarnă Andreescu, un Isachie cu capul Sfântului Ioan Botezător pe tavă. Am un Iser, o doamnă atât de frumoasă cu o bluză de dantelă. Arată și portul, privirea și genul de femeie. Fiecare secol a avut un gen de femeie admirată. Întotdeauna epoca se schimbă. Cu felul de a fi, de a trăi, de a te mișca. Noi nu mai putem mânca ca în trecut 50 de feluri de mâncare. Nu mai avem vremea de atunci. Oamenii se mișcau foarte mult, de aceea erau foarte bine, în sensul că erau slabi. Aveau moșii, călăreau, supravegheau, controlau, cucoanele trebăluiau, erau mari gospodine. Chiar dacă aveau persoane care le ajutau, trebuia să știe dânsele mai bine cum se face dulceața sau magiunul la ceaun, la pirostri, să știe să pună o conservă în cămară, să prăjească carnea în untură, să știe cum se fac șuncile mai bine decât fetele care o ajută. Totul are o cătare, am zis, întotdeauna. Am auzit că au trecut pragul acestui loc multe personalități din țară și din străinătate. Eu sunt onorat să mă aflu aici. Spuneți-mi, cine mai stat la această masă? Oh, știi, vă spun acum un mic secret. Fiecare cârciumă, să zic, îmi place atât de mult. Când eram mică, tata mare se ducea la birt, cum se numește la da, tine în zonă, sau la mat. Și acolo vorbeau în fața unei țuici sau unei, la noi țuica de prună este specifică Valahiei. Eu sunt de pe malurile Călărașului, de pe malurile Dunării, Borcei mai precis, ținuturile Odobescului și am vraja locului. De aceea ți-am adus în cinstea ta un curcan care mi-amintește de Dropia de la Jegălia, unde un unchi de-al meu era și director de fermă și avea o casă cu pridvor, că toată dragostea unei case românești avea, dacă era țărănească, prispă, dacă era boierească, avea pridvor, unde se, nu numai se mânca și se bea cafeaua, se stătea la taifas, că în jurul unei mese vorba are valoare hotărătoare de căsătorie, de logodnă, de pus la cale o vânzare, o cumpărare. Întotdeauna la o masă se hotărăsc atât de multe lucruri în viața unui om. De aceea masa este una cultural, cum am spus mai devreme.
Mi-ați arătat și mi-ați spus că specifică Valahie este țuica de prună. Da. Eu n-am putut să vin din Maramureș și să nu vă aduc ceva specific de la noi. Întrai este de la mine. Să nu spui că e horincă. V-am adus un ticus de horincă. Nu trebuie pe multă, gustăm. Numai așa că ți-o gustăm. Și are și tricolorul, vezi? Are, că noi suntem români. Dar o să vă spun o mică istorioară. Și trăiești românește, că nu-i de ajuns. Da. Văd că tu simți românește, trăiești românește și vrei și în București să aduci tot ceea ce însemnează specificul unui oraș de tip românesc. Și vreau să-l descoperim împreună cu dumneavoastră și împreună cu... O părticică, că sunt multe alte locuri în care poți vedea și alte genuri de cârcium, de restaurante. Care ar fi aceste locuri? Sunt multe. Să știi că în timp de 30 de ani am învățat multe. Aș vrea să scriu despre felul de a fi a oamenilor. Într-o cârciumă vezi totul. Nu-l copiez și nici nu pot, Doamne Sfinte, pe Conul Iancu Caragiale, care vedeți, stă acolo la loc de cinste. Dar el în cârciumă, la Hanul lui Mânjoală începând și pe urmă la celelalte, că doar a avut și dânsul atâtea cârcium, a văzut cum trăiește neamul românesc. Și de asta spun că într-un restaurant, să-i spunem, Han, Rateș, la voi cum se numeau hanurile? La noi era numai birturi, că la oamenii le plăcea să petreacă, nu prea aveam lângă hanuri. Lângă o șuncă? Lângă o slănină. O slănină se numea. Lângă o slănină. La noi, da, șuncă. Sunt diferențe foarte mici, dar vedeți că ne-a unit dorul acesta de a fi împreună. Vreau să vă dăruiesc această horincă și să vă spun o mică istorioară. Te îmi rog, permiteți să vă spun tricolorul. O mică istorioară. Și sticla are iz. Nouă ne place să mai și râdem după ce bem niște horincă și va fi o istorioară puțin amuzantă. Am participat la un spectacol în cadrul căruia era prezent pe atunci unul dintre miniștrii noștri. În spectacol era un grup de femei din Săcel, din Maramureș, un grup de femei bătrâne care performau un obicei al botezului la noi. Botejunie se numește la noi. La noi merg doar femeile la botez, bărbații stau acasă, femeile să petrec cu horincă. Și a spus așa, toată lumea era foarte simandicoasă, totul era foarte formal, pentru că era domnul ministru în sală. Și o doamnă, o femeie dintre cele din grup a spus așa: domnul ministru, vă tremetem o horincă, de vor juca ochii în cap ca mărgealele pață. Și atunci totul s-a relaxat, toată atmosfera a fost relaxată. Acum să știți că dacă o scuturați și face mărgelușe, știu, înseamnă că e bună. Ia uite-le. Mărgelușe sunt, mă bucur că am putut să vă aduc horinca de la noi din Maramureș. Paul, dragă, asta vreau apropo de cucoana de care ai vorbit. Când eu ies pe scenă aici, seară de seară, rolul meu este numai de a spune istoriile vantine, ci de a lega sufletele clienților. Spiritul îl strâng la pieptul meu și atunci, ca printr-un descântec, se deschid ochilor, gândurile lor și toți suntem ca într-o familie. Asta e taina acestei locante, Jariște. Așadar, cred că ați dăinuit prin faptul că puneți suflet. E puțin spus, trebuie să-ți dăruiești viața, ochii, să dai la o parte totul și să fii aici. Este o afacere, cum se numea la noi, Aliș Veriș, foarte mică, dar e mare ca un cântec. Are trimiteri spre istoria neamului românesc, mai ales că această cârciumă a venit, prima a fost, care a venit cu izul și parfumul epocilor de altă dată. Belle Époque, sfârșit de veac a lui Marin Ion Sadoveanu și până, sigur, și Vasile Voiculescu cu Chef la mănăstiri. Sunt atâtea istorii despre aceste mese întinse, festinuri, agape, sindrofii, chermesele erau balurile intra-ajutorare, încât am vrut să aduc aminte acelor oameni care n-au avut acces la aceste cărți, la aceste familii care au făcut România mare, care au făcut o țară atât de mândră și strălucitoare. Am vrut să reamintesc publicului bucureștean despre firea mândră, destoinică și foarte sinceră a românului, care
se pătase puțin în epoca materialist-dialectică, că așa a fost să fie. Și iată că, zic eu, o picătură am reușit și mă simt bine, mulțumită, că au luat și alții modelul meu. Ceea ce este foarte bine, dar eu acum vă propun să ne spuneți mai multe despre ce avem pe masă. Paul, ce mult mi-aș fi plăcut dacă mă las să zic Pavel. Am pregătit în onoarea ta fiecare musafir pe care îl primesc. Pentru mine este un oaspete de seamă. Și am pregătit un fel național al românilor, salata de băf. Uite aici. Este a noastră, cu siguranță. Ia originea ei, sigur, este bineînțeles, franțuzească, dar da. Noi am vorbit și am învățat în cuhnie după răbojul franțuzesc. Și s-a preluat că nu există petrecere la român, chindie, fără salata de băf. Apoi, la felul 2, m-am gândit să aduc un șalău bonfam. Acesta, care sigur că este de origine bucolică franțuzească și românii o apreciază foarte mult. Această rețetă, acest fel de mâncare este cu ciuperci, cu smântână și cu un pește. Eu am pus aici filet de șalău de Dunăre. Și am trecut la un alt fel de mâncare, o ruladă de miel din tismană. Mielul are izulă la românesc și în familia mea nu exista masă fără miel sau pește. Așa am pomenit. Nu mai spun și de alți fazani. Vânatul era iar un fel după care românii, chiar dacă erau, depinde de starea lor, dar ei mâncau pește și vânat. Pe lângă celelalte feluri, știau să gătească, se acorda atât de mult timp gătelniții, coptului, pâinea care se făcea la cuptor, știi și tu, de la părinții tăi, și apoi în memoria unchiului meu de la Jegălia, Sică, pe el îl chema Alexandru și noi l-aminteam Sică, ți-am adus un curcan, dar noi mâncam dropie, se vânau dropii și fazane, acolo erau și pădurile de la Feteș și Călăraș, era o zonă atât de bogată și în pește și în vânat și porcul, dar nu era să-ți aduc acum un cap de porc, că se purta, știi, și capul de porc și capul de vițel fiert, cum era la cârciuma de pe Covaci al lui Iordache, în care boierii și scriitorii veneau și mâncau cap de vițel fiert cu toate mirodeniile și beau vin de Drăgășani. Acolo și au rămas celebre câteva vorbe și câteva feluri de tabieturi, să-i spun, al lui Orășanu. De exemplu, unei scobitorii se zicea baionetă, unei ape îi se spunea o naturală, micilor i-a zis mititei și el a făcut o istorie, uitați, într-o cârciumă. Totul se poate. Care sunt preparatele pe care astăzi le găsim greu în București, dar le găsim la Jaristea? Să știi că fiecare restaurant în București, ăla pe care îl cauți tu de mult, fiecare cârciumă avea felul ei de a fi. Știai că te duci la Enescu să-l asculți pe Dinică și să mănânci salmi. Era, de fapt, ostropelul nostru românesc de găină. Te duceai, cum am zis mai devreme, pe Covaci la Iordache să mănânci cap de vițel și piftia aia grozavă de găină de țară. Aici pe 11 iunie erau niște cârciumi deja prea bine cunoscute, Suzana, Luzana, Leul și Cârnatul, erau niște copaci secular cu o coroană bogată, în care se aduna lumea să asculte muzică și să mănânce fripturi la grătar. Se puneau dinainte la baiți fripturile de porc și de vițel proaspăt și în fața clientului se aruncau fleicile și mâncau cu fel și fel de garnituri și salate. Asta era un fel de pregătire a grătarului. E o diferență mare între grătaragiu, a fi grătaragiu și a fi bucătar. Se zice că te naști grătaragiu și bucătar
te formezi, înveți. E o artă și la grătar. E o artă și totul de aici, din jurul nostru, este o artă. Eu vreau să fiu o fiică a Bucureștiului, mă străduiesc prin ceea ce fac să fiu o româncă. Dar știți că întotdeauna judecătorul cel mai mare sunt întotdeauna cei din jurul nostru, publicul, orășenii și așa mai departe. Ce alte bucătării vă plac, în afară de cea neaușă, a noastră? Dar bucătăria românească boierească define gastronomie. Gastronomia este o enciclopedie aromitoare și n-am timp acum să-ți povestesc despre istoria ei. Durează mult timp, dar poate mai vii altă dată. Cu mare drag! Toate aceste savuroase bucate vin de sute de ani în urmă. Toate casele noastre a lui Brâncoveanu, care a avut asemenea învățat pe stolnici Constantin Cantacuzino, care prima carte de bucate scrisă la noi, cu iraci, raci, moluște și feluri de mâncare, doldora cu cardamom, cu ghimbir, cu nucșoară, se purtau mirodenile din cele mai vechi timpuri. Apoi, în istoria bucătăriei românești, vine Costache Negruții cu, așa de dragă mie, Mihail Gogălnicianu, cu cele 200 de rețete cercate, și Manolachi Drăghici traduce o carte din Franța, că se mânca franțuzește foarte bine, transpusă de boierii noștri în fel de sosuri și fel și fel de legume la cuptor și copturi cu mirodenii, a tradus întâiul bucătar francez Robert. Vreau să amintesc și de Constantin Bacalbașa. De ce? Că a adus această bucătărie balcanică în prim plan. Sigur că de la pensiun, madame colonel Steriadi și doamna general Maria Dobrescu, care formau aceste fete la pensiun, au niște capodopere fără de care nu se poate merge în istoria cuhniei românești. De când am pășit prima dată pragul acestei locații, mi-a venit în minte un cântec. Da. Aș vrea să cânți. Aici seara de seară se cântă, dar vocea ta cred că vine de acolo, din Maramureș, cu izul locului. Vreau un cântec de acolo, cu miezul lui, cu rezonanța lui, cu coloratura și mai ales nota lui de originalitate și pudoare, că tu ai o pudoare a ta. În cazul acesta o să vă cânt două cântece. O să vă cânt un cântec de la mine și cântecul inspirat de ceea ce am văzut în jur de când am intrat. De la mine, din Maramureș, o să vă aduc un cântec care cred eu că exprimă emoție. Este un cântec pe care eu l-am creat, versurile le-am primit în dar. Le-ai compus tu? Linia melodică. Linia melodică am simțit-o eu. A izvorât pur și simplu din inima mea și versurile le-am primit. Și spune cam așa. Mândruță de a tău dor, măi dorule dor, face-mi aș pasăr în zbor, măi dorule dor. Și-aș zbura mândră cu drag, măi dorule dor, până la tine pe prag, măi dorule dor. Până pe prag la jariște. Pasăre măiastră cu aripi de alabastru. Mulțumesc, că mă bucur că ați apreciat mesajul cântecului meu și acum vreau să vă cânt ceea ce mi-a inspirat mie jariștea din prima secundă în care am intrat aici. Este un cântec cântat de lăutarii vechi ai Bucureștiului, unul dintre ei fiind și Fănică Luca. Oh. Și cântecul este un cântec celebru pe care sunt sigur că și dumneavoastră și cei de acasă îl știu și sună cam așa. Foaie verde maghirano, mă căznesc puică de-un an. Și mă căznesc puică de-un an, of, să fac pelinul
zahar, amar puică, amar dragă, amărâtă-i viața întreagă. Mulțumesc! M-ai emoționat! Mulțumesc, mă bucur! Viața nu e doar amărâtoare și bucuriile ei, frumusețea ei, chiar câteodată viața în sine te face să zbori. Și tu ai piatra asta, puterea tinereții, care acum nici nu știi cât de fericit ești. Așa nici eu nu mi-am dat seama în tinerețe că sunt atât de fericit. Abia acum știu că am fost. Acum sunt mulțumită. Ne bucurăm că ne-ați primit în Locanta Jariște, locul unde istoria se îmbină cu arta și cu bunul gust și cu veselie, de ce nu? Pentru că serile se lasă cu cântec. Nu-i așa? Oh, sigur, e un spectacol întreg, aici. De la pian, așa se începe orice seară, cu un pian sau o harpă, dar în cazul meu cu un pian, am un taraf care cântă pe viu. Nu vreau să folosesc vorbe împrumutate, live. Așa, o cântăreață frumoasă, Gabriele Haraza, în costum național, țin foarte mult la port. Mai vine și Pădureanu să cânte melodii din Bucureștiul acela, hai să ne întâlnim sâmbătă seara iară, și am și un duet mexican, că întotdeauna în Bucureștiul de demult erau invitați mari artiști din America Latină, din Franța, din Ungaria, se purtau atunci romanțele rusești vechi, romanțele vechi ungurești. Eu am o rusoaică aici, Natasha Usaciova, care cântă romanțe înainte de 1917. Înseamnă că cei de acasă și cei care ne privesc trebuie să treacă pe la Jariște, să simtă puțin din gustul boierimii românești aduse atât de frumos de jupâneasa Chera Calița în fiecare seară. Ne bucurăm că ne-ați primit, vă mulțumim din toată inima și revenim la dumneavoastră. Pavel, îți mulțumesc că ai venit în casa mea, în viața mea și în sufletul meu, așa zicea și Kafka, că degeaba intri într-un loc, poate să fie cârciumă, magazin sau orice prăvălie ar fi, dacă nu intri și în sufletul stăpânului, atunci n-ai intrat în poveste. Tu ai intrat în poveste. Te aștept oricând, sunt aici. Mă bucur foarte mult, cred că acest moment merită să-l sărbătorim cum trebuie. Cu un vin roșu de Drăgășani. Noroc, Doamne ajută! Dragi prieteni, noi o să rămânem aici să ne înfruptăm cu aceste bunătăți, însă pe dumneavoastră vă invităm să ne rămâneți alături de acum în fiecare luni seara de la ora 20, pentru că veți descoperi noi locuri, istorii și gusturi. Și eu vreau să mulțumesc a toate știitorului pentru ziua aceasta, prânzul acesta atât de cald și mieros ca și tine. Mulțumesc! Eu sunt Paul Ananie și până data viitoare, Dumnezeu vă îmburde în rai. Doamne ajută!